Lucrările la secția TBC a Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin avansează. Acestea se desfășoară cu pași repezi pentru a putea recupera perioada în care au fost întrerupte, pentru că aici erau internați pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2. Constructorul se confruntă însă cu lipsa muncitorilor calificați, care sunt tot mai greu de găsit în ultimul timp. Secția de boli infecțioase este în plin proces de reabilitare. Până la începerea lucrărilor, clădirea arăta deplorabil. Reprezentanții constructorului spun că, la final, aceasta va fi de nerecunoscut. S-au terminat lucrările de hidroizolație a clădirilor existente, se lucrează intens pe zonele de interioare pentru amenajări și instalații electrice, sanitare, termice și de ventilație. S-au demarat lucrările pentru ultimul corp nou, ce va fi parte integrantă din proiectul actual. Muncim în permanență cu un număr de 60, între 60 și 70 de persoane și sperăm să reușim să ne încadrăm în termenul estimat pentru finalizarea contractului. Finanțarea este făcută din fonduri europene. Investiția se ridică la 10 milioane de lei. Ritmul ar putea să fie mai bun, este adevărat. Este un proiect pe care trebuie să-l terminăm la sfârșitul acestui an. Să sperăm că vom reuși să ne încadrăm cu cea mai mare parte a lucrărilor. Dar cu toate astea, trebuie să ținem cont de faptul că este greu în momentul de față să găsești oameni calificați pentru a lucra în construcții civile. Trebuie să ținem cont și de faptul că lucrările aici au început cu întârziere, în condițiile în care, în perioada pandemiei, aici au fost pacienți bolnavi de COVID și nu s-a putut lucra, dar sperăm că în lunile care au mai rămas până la sfârșitul anului să recuperăm timpul pierdut. În Mehedinți se află în reabilitare completă și clădirea celui mai mare spital din județ. Este vorba despre Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin. Acestuia îi se adaugă spitalele de la Vânjul Mare și Strehaia, pe care autoritățile vor să le redeschidă.